Hai, pornim, băieți. Deocamdată, acest colectiv artistic, unul din multele din satul Băhrinești din Florești, încă mai cântă în curtea vechii case de cultură. În curând însă, vor ține toate concertele în noul centru cultural comunitar, care reprezintă cea mai mare investiție din comunitatea lor. În ultimii 10 ani, în Băhrinești au fost investiți atâția bani cât nici nu visa administrația locală să obțină vreodată din bugetul de stat, dar pe care i-a adunat de prin proiecte. Nimeni nu vine în sat și nu propune bani. Sunt câștigate proiectele care sunt originale, la noi ca la nimeni. Primul proiect a fost trei vaci plasate în trei familii social vulnerabile, o doime lapte la gimnaziu pentru îmbunătățirea alimentației și o doime în familie. Mult timp lucrase profesoară de română, era și directoarea adjunctă a liceului, dar în urmă cu 5 ani, Feodosia Bunescu a decis să schimbe sala de clasă pe biroul din primărie. Totul s-a început cu reparația școlii, unde nu erau condiții de activitate. Realizând acest proiect, ne-am convins împreună cu echipa de acolo că putem schimba lucrurile și în alte domenii. Monument pentru cei căzuți în al doilea război mondial, scoarul casei de cultură pentru odihna tinerilor, gazificarea grădiniții, reparația drumurilor, gazificarea satului. Astfel m-am convins că sunt persoana care trebuie poți fac mai mult. În toți acești ani, în Băhrinești au fost implementate 28 de proiecte. Altele 14 sunt încă în desfășurare. Acestea se referă la dezvoltarea culturală, educație, ecologie, combaterea traficului de persoane, asistența medicală. Multe alte proiecte sunt nescrise, fără bugete, în baza inițiativei și voluntariatului. Ne-a reușit fiindcă cetățenii s-au convins că acolo unde îi chemăm, spunem mâna, la cimitir, la parc, la parcurile, la intrarea în sat, se întâmplă ceva frumos, ei merg și zâmbesc fiindcă acolo este contribuția lor. Nu putem să spunem că am ajuns ca ultimul cetățean să se implice în procesul decizional, dar este totul deschis. Cine nu înțelege astăzi, va înțelege mâine. Un semn al deschiderii procesului decizional în această comunitate este și editarea și distribuirea prin toate gospodăriile a buletinului informativ al primăriei, experiență premiată de Consiliul Europei. Băhrinenii au devenit mai activi și pentru că au simțit că viața li se îmbunătățește. Gazificând grădinița, de exemplu, 50 de femei au căpătat posibilitatea ca să lucreze la fabrica Draxel Mayer de la Bălți și să obțină un salariu mai mare ca al primarului. Iată ce face un simplu proiect câștigat de primar. Ele nu se văd concret, dar primarul știe ce face. Eu am schimbat cu acest proiect de gazificare a grădiniții situația din 50 de familii, doar aceste salarii se duc în 50 de familii. Deși acest sat este recunoscut printre primari drept un model, Feodosia Bunescu spune că mai are încă multe de realizat. Da, am 4 obiective mari pentru al doilea mandat, să construim apeductul în sat, să reparăm drumurile, să câștigăm un proiect în ceea ce privește dezvoltarea sectorului afacerilor în mediul rural și, desigur, centru cultural comunitar să devină regional, un proiect care este în derulare deja. Este o problemă enormă, mentalitatea, fiindcă dacă noi nu schimbăm și nu ne întrebăm ce facem noi, iată, în ograda care o avem și în satul unde au dat Domnul să ne naștem, fiindcă n-am ales unde să ne naștem, ce facem noi pentru ca acest loc să fie confortabil, să fie curat, să fie frumos și să fie cu oameni, ca să nu fugă oamenii de acolo, dar să fie cu oameni. Și atâta timp cât nu ne întrebăm ce facem personal noi, atâta timp o să trăim rău. Feodosia Bunescu a înțeles până a venit la primărie că mentalitatea și sufletul sătenilor ei este mult mai important decât construcțiile, renovările și alte lucruri materiale, inclusiv din acest motiv, și implică cetățenii, pe cât de mult posibil, în activitatea ei.
Timpul liber e că ajutăm, suntem în luna octombrie, ajutorul primarului și ne ocupăm cu toate problemele din sat a cetățenilor care au nevoie de vorbă, de susținere, și se trece în sat. Nu cu desăla, suntem bună voie, vrem că suntem din sat și satul nostru să începe tot un sat frumos, amenajat, s-a schimbat foarte multe la noi în sat. De ce? S-a gazificat școala, grădinița. Pentru că doamna primar tare mult muncește. Băhrineștiul este cunoscut drept satul cu 12 primari. În fiecare lună sunt aleși 12 primari neformali care reprezintă sectorul în care trăiesc și care ajută primara la administrarea satului. Și Elena Tamazlăcaru, dar și Vasile Galan au fost în luna octombrie primari în sectoarele lor. Ultimul primar când a fost, așa, a fost mult vreme primar, dar nu s-a făcut așa mult pentru sat ca cum în ultima perioadă. În primul rând, suntem mai tineri, o ajutăm, avem idei mai multe și cu asta reușim. Despre proiectele de succes și practică satului Băhrinești au venit să afle din prima sursă un grup de primare și femei din administrația locală din întreaga țară, membri ale Congresului Autorităților Locale din Moldova, care au vizitat mai multe comunități cu succese deosebite și care sunt administrate de către femei. Când mă întorc acasă, parcă îmi cresc aripi. Vin mai entuziasmată și cu dorința de a face cât mai multe pentru consătenii mei și vreau tot mai multe proiecte să implementez. Văzând succesele colegilor mele, femeile primar, mă împlu de o nouă energie și vreau să realizez și eu ceea ce a realizat dumnealor, dar poate chiar în unele momente să le depășesc. Eleonora Grosu este pedagog. În școală și-a petrecut aproape întreaga viață, asemeni primare de Băhrinești. Faptul că au în comun inclusiv experiența pedagogică o face să fie mai optimistă în succesul ulterioarelor sale activități. Am lucrat 33 de ani profesoară la gimnaziu. Aveam un salariu dublu de primar. Dar mă doare mult după localitatea mea, văzând cum se distruge totul, dar nimic nu s-a renovat. Vreau să am și eu așa un drum frumos, cu atâtea flori. Aș vrea și eu să am așa niște colective corale, niște proiecte pe care le-a implementat dumnei ei. Oameni absolut diferiți, bărbați, femei, diferiți după opinii, ideologii și așa mai departe, s-au unit anume pentru a constitui o forță, o forță ca vocea lor să fie auzită de toți factorii decizionali din Republica Moldova și cu adevărat să se poată schimba lucrurile. CALM este o uniune a autorităților locale din Republica Moldova, care acum aproape 3 ani au înțeles că este necesar de schimbat ceva în domeniul administrației publice locale. Și acest lucru este posibil numai dacă se vor uni și vor promova împreună drepturile și interesele lor. Din start, noi am crezut și considerăm necesar de a consolida nu numai în general autoritățile publice locale, dar și diferite categorii de profesioniști, specialiști care lucrează în domeniul administrației publice locale. Inclusiv una din primele idei a fost de a consolida acest grup destul de numeros în Republica Moldova, femeile care activează în domeniul administrației publice locale. Am constatat că ele de asemenea au nevoie de a fi împreună, de a-și împărtăși experiențele și de a-și, într-o anumită măsură, promova drepturile și interesele. Ca opt других стран в мире показывает, что даже когда женщины приходят в органы власти, им не всегда удается изменить государственную систему, потому что система устроена таким образом, что она не рассчитана на учет интересов всех групп социальных, которые живут в обществе. И опять же, учитывая опыт международный опыт женщины, которые приходят в политику, они стараются объединиться, сотрудничать как можно больше с женщинами, которые занимают аналогичные должности. Acum un an, în cadrul Congresului Administrațiilor Locale, CALM, s-a decis constituirea rețelei de femei. Între timp, la această rețea au aderat mai bine de 80% dintre femeile primare. Am удалось консолидировать женщин-политиков на местном уровне. Им удалось выработать совместную программу действий, совместные приоритеты, которые они продвигают на национальном уровне и на местном. Кроме того, им удалось расширить свое сотрудничество с аналогичными сетями за пределами Молдовы,
Так, например, им удалось установить дружественные и такие рабочие отношения с аналогичными сетями в Европе. Все это способствует тому, что голос женщин становится громче, приоритеты женщин продвигаются более эффективно, как на местном уровне, так и на национальном. Sunt 164 de femei primari. Asta este o forță. Statul, deci conducerea statului, trebuie să aibă mai multă încredere în femei, să le implicăm ca factor de decizie și este foarte mult necesar și schimbul de experiență, schimbul de opinii, să le insuflăm că sunt importante și că este necesar ca ele să nu fie indiferente de cei ce hotărăsc bărbații. Primărie pentru o doamnă care are acces cu toată partea femeiască, dar în sat cine? Partea femeiască, bărbații nu sunt. Care cu paharul, care cu băi știu și, dar doamna, eu un primar de treabă și suntem de toată lumea vorbiți că aveți un primar frumos, aranjat, chitit la vorbă, chitit la toate, nu le faci spontan, dar le faci la locul lor, cum trebuiești. Și chiar m-a filmat? Da. Tatiana Badan este primar de Selemet la al treilea mandat. A reușit să realizeze multe în această perioadă, dar cele mai de suflet proiecte se află chiar lângă primărie. Treptat, după multe căutări, cereri, solicitări de finanțări, a reușit să transforme cea mai mare clădire din comunitate, care de ani buni fusese abandonată, în două blocuri de grădiniță, un centru comunitar, un cabinet stomatologic, o cantină pentru bătrâni. Începând activitatea din 2003, de fapt eu am promis la cetățeni că o să le repar și să renovez această grădiniță. Nu a fost posibil, era necesar de foarte mari resurse, dar mă gândeam strategic înainte, în fiecare an, 2003, 2004, fiecare an bugetar, noi dacă făceam economii pe buget, întotdeauna noi la sfârșitul anului procuram ceva pentru grădiniță. Noi încă nu aveam finanțe pentru ca să reparăm, să obținem să reparăm această grădiniță, dar procuram plitele de gaz pentru alimentații, frigidierile, paturile care le-ați văzut în cadrul grădiniței. Am vizitat o companie și mi-au plăcut paturile și noi le-am comandat și le-am procurat. Deci, când noi am găsit surse financiare și am început proiectul reparației grădiniței, noi deja am avut multe lucruri puse acolo în depozit și pregătite ca să... Și au fost foarte binevenite, pentru că a fost o gândire strategică și gospodărească, mă gândesc eu. Eu am lucrat aici și eu am închis-o și eu a doua oară am deschis-o. Eu țin foarte minte ce era aici. Era foarte distrusă, era un calvar de nimai pomenit. Și când doamna Tatiana îmi spune, doamna Maria, dumneavoastră să luați grădinița, zic, care grădiniță? Dacă noi am făcut grădiniță, dar noi o vedem pe afară că e făcută. Nu, eu n-am avut ocazia. Când am intrat și când am văzut ce e aici, foarte, foarte am rămas impresionată și mă gândeam, Doamne, ce era aici și ce e acum. Foarte, foarte mult lucru s-a pus, foarte multe dăruiri de sine. Această instituție a fost redeschisă după 7 ani de nefuncționare. Cel puțin o generație de copii au mers la școală fără a ști ce înseamnă o grădiniță. Nu știau ce înseamnă asta grădiniță. Ei nu știau ce e asta. Am început să le lămurim copiii, aici grădinițe, aici ce o să facem, o să ne jucăm, aici o să dormim, aici o să mâncăm, aici o să învățăm, activități o să facem diferite. Și ei, cu cet, au început să se uitau prin prejur, să acomodeze. Cel mai interesant lucru care a fost, eu întreb un copil care venise la grădiniță și știam că este dintr-o familie social vulnerabilă și spun, ți-ți place la grădiniță? El spune, da, pentru că aici este un viceu și nu mă duc afară unde este rece. Mi-a plăcut când uscătorii listea mâinile. Se duc să spală pe... Trebuie să duc. Eu vreau la viceu și apuștiu după viceu să-și spele mânuțele. Și vâr acolo. Îmi place când se usuc să uscătorii listea. Toate îmi place lor acesta lucru. Paralel cu funcția de primar de Selemet, Tatiana Badan este și președinta Congresului Administrațiilor Locale din Moldova. Este o combinație deloc ușoară, dar nu imposibilă, admite primara. Nu este ușor. Nu este ușor și nu este ușor și calitatea mea de președinte a Calmului, pentru că încă în Republica Moldova nu este înțeles de anumiți factori de decizie rolul și importanța Congresului Autorităților Locale. La noi mai persistă sistemul vechi în care
toată lumea crede că atunci când se vine cu propuneri sau se aduce la cunoștință unele lucruri care nu merg bine, se ia în considerație că este o poziție, că nu știu ce, care nu vrea bine țării. Și nu este adevărat, Congresul Autorităților Locale este un forum, este o asociație, este o casă a tuturor autorităților locale din nivelul 1 și nivelul 2, care de fapt își propune promovarea intereselor autorităților locale, dar toate aceste interese sunt îndreptate pentru cetățenii Republicii Moldova. Poate mai bine decât oricine știe ce înseamnă interesul cetățenilor, dar și munca de primară, Nadejda Darie. După ce 22 de ani a fost primara satului Zberoaie din Ispăreni, a decis să fie partea calm și să îndrume alte femei cum să fie lidere înțelepte. Să știți, eu chiar aveam și o replică de la soțul meu, că ziceam, uite, numai te-ai culcat și așa dormit. Dar el replica, eu dacă mă culc, dorm, dar nu scriu proiecte în gând ca tine. Fiindcă eu toată vremea spuneam că, uite, mi-a venit o idee așa, așa, puteam să mă scol la o bucată de noapte și să o aștern pe hârtie. Pe parcursul fiecărui mandat mă gândeam, gata, la anul nu mai candidez, mi-ajunge, dar era de ajuns să ajung în preajma unui alt mandat și având proiecte începute și nefinisate și având finanțatorii cu care conlucram, știți, mi era oarecum să lăs lucrul la jumătate de cale. Nadejda Dare știe din experiență proprie cum femeile s-au manifestat ca lideri locali și cu ce dinamică s-a ajuns ca din aproape 900 de primari, mai bine de 160 să fie femei. De multe ori, mergând la diferite întruniri, mă uitam în sală că practic puteai să numeri pe degete două, trei femei, nu zic primar, dar în general din administrații care participau la activități. În rest, erau numai bărbați. În unele mandate, eram unica femeie primar în raion. Pe urmă au fost câte 4-5, eu cunosc în raionul Cacul, de exemplu, sunt 11 femei primare. Cât cum dovedești ca să fii curat în casă, ca să fii toți mulțumiți, dar pentru asta ești. Ai vrut de bună voie și familia tot a hotărât, a decis ca să fii primar. Aș vrea să spun că niciodată în experiența mea nu m-am întrebat că iată și nu am avut disconfort că sunt femeie și sunt primar și colegii mei bărbați au priorități. Deci sunt bătuți duc carul greu toți cei care sunt în funcție de primar. Și aș vrea să fie mai multă unitate în noi și mai mult cu jertfire de sine să slujim oamenilor. Este foarte bine să fie și femei primari, fiindcă se mai echilibrează lucrurile. Le insuflăm femeilor că trebuie să fie puternice, femeile pot reuși. Este necesar doar ca ele să dorească acest lucru, să aibă încredere în forțele proprii și să fie susținută și încurajată. Cred că asta este cel mai important. Între cetățeni simple, cum spunem noi, și autoritățile publice locale. De fapt, autoritățile locale sunt cei mai aproape de cetățeni. Însă, pentru ca cetățenii să beneficieze de toate serviciile acestea, să beneficieze de niște condiții foarte bune de trai, este nevoie ca să avem o administrație publică locală puternică, înzestrată cu capacități, inclusiv financiare, organizaționale, state de personal și așa mai departe. Dar pentru aceasta, respectiv, cineva la nivel național are nevoie și este obligat să promoveze aceste drepturi și interese. Pentru că la nivel legislativ, la nivel de politici, la nivel de programe guvernamentale, avem nevoie de așa un cadru care să permită autorităților locale să, la urma urmei, să devină un factor important în ceea ce privește asigurarea cetățeanului simplu cu tot ce el are nevoie în comunitatea în care el locuiește.